Un moldovean de 26 de ani anunțat în căutare internațională din 2019 a fost reținut în Austria și extradat în Moldova. Individul, originar din satul Cotihana, raionul Cahul, este învinuit de tâlhărie și figurează într-o cauză penală. Potrivit oamenilor legii, la sfârșitul anului 2018, bărbatul împreună cu alte persoane ar fi bătut și jefuit o femeie. Aceștia ar fi furat 1000 de lei, 1000 de euro și bijuterii din aur. Suspectul a fost predat polițiștilor moldoveni. Potrivit oamenilor legii, de la începutul anului în Moldova au fost extradate 12 persoane aflate în căutare internațională.